Bună ziua! Pentru că mi-ați spus că vă plac bilețelele, videoclipurile cu bilețele cu mesaje, voi reveni în fiecare zi cu aceste etalări scurte și cu mesaje pentru voi. Acum voi face pentru ziua de 8 august să vedem cum va fi ziua de 8 august pentru fiecare dintre voi. Avem 5 variante: ulcica neagră numărul 1, ulcica maro numărul 2, ulcica alb cu roșu numărul 3, ulcica roșie numărul 4 și ulcica verde numărul 5. Iar pentru cei care o să doriți astfel de mesaje și pe zodii, le voi face și pe acelea, doar să aveți puțină răbdare, pentru că am foarte multe idei, dar trebuie să vedem cum reușesc să le și pun în practică. Bun. Sper că voi v-ați ales ce variantă doriți. Dacă încă nu v-ați ales, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe cu ulcica neagră. Să vedem, hai să amestecăm bine, să vedem cum va fi ziua de duminică pentru voi. Ia uite, bilețelele deja au sărit. Haideți să le vedem. Pentru ziua de 8 august. Acte. Oare aveți de pregătit ceva acte pentru ziua de luni? Dureri de picioare. Aveți mare, mare grijă. Copil. Și din nou acte. Probabil că unii dintre voi aveți de pregătit anumite acte. Să vi le pregătiți pentru că poate le folosiți luni, aveți undeva de mers și aveți nevoie de acte. Din câte se pare, posibil să vă petreceți ziua alături de copii, doar un pic de atenție să nu vă loviți la picioare, să aveți aceste dureri de picioare care ne-au ieșit. Da? Deci cam astea au fost informațiile pentru voi. Pentru ziua de 8 august. E duminică, într-adevăr, dar chiar dacă e vorba de acte, probabil că sunt ceva acte de pregătit. Să vi le pregătiți voi, să le folosiți luni. Da? Ok. Și am să trec la varianta numărul 2. Ulcica maro. Hai să vedem și pentru cei de la ulcica maro. Un bilet. Ups! Avem multe bilețele. Se pare că la voi ziua de duminică e un pic. Hai să vedem cu ce, despre ce e vorba. Inamic. Aveți de-a face cu un inamic sau o inamică. Planuri. Vă faceți planuri cu persoanele dragi. Sau poate chiar voi singuri. Coleg. Se poate întâmpla să aveți inamic, vreun coleg de muncă? Se poate și așa ceva. Atașare. Echilibru. Deci căutați să faceți un echilibru, chiar dacă aveți inamic, inamică, vreun coleg de servici. Sau poate planurile sunt împreună cu un coleg. Și din nou, acte. Se pare că și cei de la varianta 1 și cei de la varianta numărul 2 aveți de-a face cu acte. Și voi trece la varianta numărul 3, ulcica alb cu roșu. Hai să vedem cum va fi ziua de 8 august pentru voi. Au sărit deja bilețelele. A rămas aici unul agățat, o să vedem și pe acesta. Organizare. Trebuie să vă organizați. Bun. Să vedem ce alte bilețele mai avem. Ceartă. Aveți grijă că vă certați cu cineva. Revedere.
Și una caldă, una rece. Cam așa e la voi ziua de 8 august. Și mesaje. Vă faceți mesaje cu cineva. Deci, frumos. Bun. Și acum am să trec la varianta numărul 4, ulcica roșie. Ia să vedem. Cum va fi ziua de 8 august pentru ulcica roșie. Ceartă. Da? Vă certați cu cineva. Mesaj important. Veți primi și un mesaj foarte important pe care poate l-așteptați de la cineva de ceva timp. Studii. Probabil vă gândiți să vă înscrieți la vreo școală și bine faceți. La o școală, la un curs. Inamic. Deci și voi veți avea de-a face cu un inamic mâine. Ok. Adică mâine, astăzi, 8 august, da? Ok. Și am să trec și la varianta cu numărul 5. Varianta verde. Hai să vedem cum va fi ziua de duminică 8 august și pentru voi cei de la varianta verde. Subaltern. Vă sună oare șeful și vă spune ceva? Sau voi sunteți șef și sunați vreun subaltern? Planuri. Veți face și planuri. Și proiecte. Planuri și probabil că sunteți persoane care lucrați inclusiv duminica. Și atunci e de înțeles. Da, cam astea au fost informațiile și pentru ziua de 8 august. Sper că au fost informații utile. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!